Eu o să vă deschid așa un secret. Fiind la o ședință a șefilor statului CSI, am vorbit despre poezie. Am vorbit și despre limba în care se citesc unele poezii. Și eu am spus că aceeași poezie care am citit în limba rusă este foarte frumos sună în limba română. Domnul Karimov m-a întrebat, în care limbă? Eu zic, în limba română, limba părinților mei, a bunelor mei, a neamului meu și a oamenilor care trăiesc pe pământul Republicii Moldova. Asta e. Vă mulțumesc!